Bună seara, stimați telespectatori! Am urmărit împreună un clip excepțional despre care o să ne vorbească invitata emisiunii noastre în această seară, doamna profesor Lăcămioara Buscă de la școala 1-4 Bătinești, 1-8 Bătinești. Este un proiect excepțional pe care l-a realizat doamna împreună cu tot doamna, o să ne spună cu cine. Da. Am fost uimită, ca și dumneavoastră, stimați telespectatori, de acest clip care arată multe. Arată multe din trăirile, din sufletul, din gândirea doamnei Lăcrămioara Buscă, doamnei profesor Lăcrămioara Buscă, în care ne pregătește pentru ziua de 1 iunie o mare surpriză. Bună seara, bine am venit la dumneavoastră la școală. Bine că îi văd pe acești minunați copii care sunt numai ochi și urechi și sunt îngrozitori de cuminți. Am spus îngrozitori de cuminți, n-am crezut că niște copii pot să fie așa de cuminți, da? Da sau ba? Da! Da! Mi-au cântat înainte de a începe emisiunea, copiii o iubesc foarte mult pe doamna lor învățătoare, o iubesc, îi compun poezii, cântă, îi scriu fel de fel de... îi compun fel de fel de cântece. Este foarte frumos că ați reușit să vă apropiați așa de tare copiii, probabil că pasiunea pentru ei și pentru lucrurile frumoase pe care ni le-a lăsat Dumnezeu. Doamna este și un e compozitor, este scriitor, are o voce superbă. Uite, Dumnezeu pune multe în sufletul unui om, contează să întâlnim cât mai mulți oameni de acest de această calitate. Bună seara, Lăcrămioara, bine te-am găsit. Bine ați venit la noi în școală. Și, vai, mai creionate niște cuvinte și n-am spus nimic neadevărat. Da, eu pot să spun simplu că fac meseria cu cea mai mare pasiune. Și nu fac altceva decât să fac lucruri. Deci la noi e o chestiune generalizată că nu avem bani sau nu putem să facem sau vai de mine. Important este să faci ceva și tu cu puținul care l-ai și cu mult suflet. Pentru că întotdeauna imaginația, creativitatea te face să găsești resurse în oameni. În primul rând, acest proiect nu s-a făcut singur. Este un proiect la care au participat și la care mă ajută foarte mulți colegi. Și asta este mesajul, puterea exemplului și anume faptul că dacă vrei să faci niște lucruri, poți să le faci. Este foarte frumos că te-ai gândit să... Hai să le explici de respectat. Da, este... Dar prima mea impresie, că prima vizită, prima impresie. Mi-au plăcut foarte mult colegele tale, cele două doamne învățătoare, niște persoane deosebite care m-au primit cu zâmbetul pe buze și cu bucurie mare că aici în școală se petrec lucruri de asemenea calitate. Mi-au plăcut copiii care sunt excepționali și care îți compun versuri, îți scriu versuri și îți compun fel de fel de cântecele. Deci această legătură care s-a creat aici este un lucru. Da, sunt de 7 ani în această școală și în această comună și m-am simțit foarte bine. M-am simțit primită cu mare căldură, în primul rând, de copii, de părinții copiilor și de colegi. Suntem un colectiv de profesori tineri la clasele 1-4, care împreună acest colectiv a realizat lucruri frumoase și la cercuri pedagogice și excursii frumoase și chiar zi de zi, pentru că viața este compusă din zile adunate, nu neapărat, eu știu, mari proiecte. Și o zi poate fi importantă. Le spuneam telespectatorilor că tu ești și scriitor și compozitor și ai o voce foarte frumoasă. Vocea pe care ați ascultat-o în clipul pe care l-ați văzut, stimați telespectatori, este a doamnei profesor Lăcrămioara Buscă, poezia este scrisă tot de domnia sa și creația, concepția clipului îi aparține. Dar spune-ne, te rog, cu ce ocazie ai conceput acest clip, care este surpriza pe care vrei să le-o faci? Da. Acum 4 ani am cunoscut o americană inimoasă pe internet. Este, din punctul ăsta de vedere, internetul este, cum să spun, o cale de a cunoaște oameni din toată lumea. Important este să știm să-i alegem și să avem criterii solide de a-i selecta. Pe un site motivațional, educațional, pentru femeile din toată lumea. Ea a creat acest site.
Și acolo m-am găsit și eu, m-am regăsit și eu cu melodii, cu mici comentarii și așa ne-am împrietenit. A fost o prietenie bazată pe lucruri reciproce, pe sentimente, pe viziuni comune. Și atunci am descoperit că suntem și profesoare și unde mai pui la ciclu primar. Și chiar anul acesta au trecut 3 ani, timp în care am ținut legătura pe Skype și prin diverse mijloace și cu ocazia tradiționalului la mulți ani 2013, Jennifer mi-a spus, hai să facem o lecție Across the Seas. Hai să o facem! Eu sunt omul care este deschis la astfel de lucruri și m-am gândit imediat la 1 iunie, chiar dacă era ianuarie, pentru că mi s-a părut o zi simbolică pentru a învăța pe copiii noștri un lucru extraordinar, și anume că nu contează că ești din Bătinești sau că ești din America sau că ești de oriunde din lumea asta, oamenii sunt la fel și dacă vor să facă lucruri, pot să le facă, indiferent de unde este startul lor. Și să le dau această putere de a își împlini și ei visele la rândul lor. Adică această putere a exemplului este lecția cea mai importantă pe care acest proiect o are ca obiectiv așa fundamental, în afară de obiectivele școlare, și anume, deși suntem diferiți sociocultural sau ca și spațiu geografic, copilăria este aceeași peste tot. Adică o să descoperim că și americanilor le place înghețata și americanilor le place să se dea cu bicicleta sau să se plimbe cu rolele și așa mai departe. Deci ei vor descoperi lucrul acesta live prin intermediul unei videoconferințe pe care o să o realizăm. Când o să fie aceasta? Pe 12 iunie. S-a decalat un pic timpul datorită aprobărilor. Este școala Stewart din Garden City, New York. Și acolo este o școală de 1500 de elevi. Este o școală internațională unde sunt greci, chinezi, japonezi, americani. Și a durat foarte mult aprobarea, de aceea am pierdut întâi. Aprobarele la noi sau la ei? La ei, la ei. La, la, ei, ei, la, ei, la, ei. La ei. Bun, e foarte interesant ce povestești tu, dar lumea, sunt sigură că încă nu știe cum o să se desfășoare tot. Hai povestești și ce o să se facă în cadrul acestei, cât o să dureze? O oră, este o, oră. O lecție. Practic, este, o lecție. Este chiar o lecție. Interactivă, este o lecție așa, da? Interactivă, în care noi am pregătit și pregătim, suntem în curs de fabricare a unor stegulețe românești. Pe spatele acestor stegulețe vom lipi imagini frumoase din Vrancea, este județul nostru, și vom lipi cascada Putnei, eu știu, măștile noastre populare cu care suntem celebri peste tot, Piața Unirii și așa mai departe, primăria, Consiliul Județean, toate lucrurile astea se vor regăsi pe spatele stegulețului, noi le scanăm și le trimitem în America. Copiii din America vor printa aceste stegulețe și le vor avea și le vor citi, bineînțeles, cu câteva rânduri scrise de noi, către copiii americani. Americanii, la rândul lor, pregătesc stegulețe americane pe spatele cărora lipesc imagini din New York, din America, imagini semnificative, și cu câteva rânduri despre copilărie. Ni le scanează, noi le printăm. Și ne vom citi aceste stegulețe. Le vom citi, noi vom forma un glob pământesc cu stegulețe americane, ei vor forma un glob pământesc cu stegulețe românești. E un mesaj de apropiere între oameni excepțional, sigur da, că da. Da, da, de apropiere și de faptul că nu contează. Deci noi trebuie să depășim lucrul ăsta, că suntem din România, că suntem din Bătinești, că suntem din nu știu unde. Eu nu m-am simțit niciodată în discuțiile cu Jennifer ca fiind din nu știu unde. Am fost un cetățean egal, un partener egal cu ea, care este americancă, mi-am împărtășit cu deschidere viziunile și părerile despre lume. Nu m-am simțit frustrată că sunt româncă sau că sunt de nu știu unde, ba chiar mândră. Păi, categoric, cum adică da. Să fii frustrată? Nu, sunt o grămadă. Care... De ce să fiu frustrată că-s româncă când Enescu a fost român, păi, când Ciribidache a fost român, când Mircea Eliade a fost român, când Eugen Ionescu a fost român, etc., etc., Coanda a fost român? Da, oamenii tind se mândresc alții cu noi și nouă ne rușine că, uite, ăsta este steacul României, de care
Cu adevărat suntem foarte mândri. Exact, exact. Această emisiune, stimați telespectatori, pentru cei care ne privesc online, se desfășoară în România, care este o țară superbă cu oameni superbi. Exact, exact. Da. Și ideea este că prea mult se pune accent pe partea materială, adică se raportează un om, dacă și o țară, la nivelul câștigului cetățeanului mediu. Cât câștigă cetățeanul mediu, atunci ești, dacă da, se câștigă bine. Da, știi ce spune Iisus Hristos? Să iasă zarafii afară din templu, da. Știi? Pentru că dincolo plecăm cu amintirile frumoase, absolut, legate absolut de spirit, absolut, singurele pe care le putem, ăla e bagajul nostru adevărat. Astea sunt niște chestiuni care, că da, bani, că nu știu ce. Este o situație economică generalizată, nu este numai în România, sigur, este o criză, sigur, mondială. Au fost și războaie mondiale, au mai fost și crize mondiale. Lumea a iubit, s-a căsătorit, a suferit, copii, a făcut, sigur, copii, indiferent de circumstanțele istorice. Și peste toate crizele astea a rămas Beethoven, a rămas, exact, Schubert, exact, a rămas Mozart, a rămas Bach. Lucrurile mărunte s-au pierdut în timp pentru că trebuiau să se piardă, exact, nu? Exact. Bun, și în ce limbă se va desfășura? Va fi un test extraordinar pentru noi, pentru, așa, că totul se va desfășura în limba română. În limba, scuzați-mă, în limba engleză. În limba, da, limba engleză, pe care, da, o cunoști foarte bine, am înțeles. Eu, da, sunt și profesor de limba engleză și nu o cunosc foarte bine. Niciodată o limbă străină nici româna nu cunoaștem foarte bine. Nici româna dar nu cunoaștem foarte bine. Te descurci. Ai emoții pentru... Da, am emoții în sensul... Deci, și pentru mine este o premieră. Deci voi avea emoții, dar constructive. Nu poate să vadă și lumea din jur. Cei care ne urmăresc acum n-au cum să vadă. Doar dacă veniți să filmați, dar nu în direct. Da. Da, e mai... Oricum este un eveniment deosebit pentru județul nostru, pe care noi îl așteptăm cu foarte mult drag. Sigur că noi o să venim să filmăm. Și atunci... Ar fi păcat să pierdem un asemenea eveniment, o încercare și sunt sigur că și o reușită, pentru că mi se pare că se mai desfășoară... Am înțeles că Liceul Unirea realizează chiar pe 1 iunie, un eveniment similar cu... copiii de acolo. Cu copiii de la Unirea, da, și... Cu cine, da, cu... Nu știu exact datele, tot cu America, da. Tot cu America. Foarte frumos. Foarte frumos. Foarte frumos, înțeles. Ne dai voie să stăm puțin de vorbă cu copiii? Cu cea mai mare plăcere. Ei or să fie prezenți atunci, ei acolo? Ei or să fie prezenți prin amabilitatea școlii, ne pun la dispoziție, pentru că nu știm exact locația unde încă se nu va... Știți încă locația. Nu știm locația, dar sperăm să avem... Dar spune-mi, vreau să mă întorc un pic la clipul pe care l-am prezentat. Așa. Spune-mi ce reprezintă, de fapt ai spus ce reprezintă, dar a cui a fost imaginația asta? Vreau să precizez un singur lucru și anume faptul că mi-ați spus că sunt scriitoare, compozitoare, aolo, astea sunt lucruri... Nu, sunt daruri pe care mi le-a dat Dumnezeu. Talentul ăsta nu am învățat să cânt de nicăieri, deci nu am făcut școli, nu am făcut licee de muzică. Este pur și simplu talentul e pe care mi l-a dat. Da, da, da. Așa, scrisul, le mulțumesc profesorilor mei, doamna Muscalu, domnul Zaharia, care mi-au deschis așa sufletul către a picta cu cuvinte. Dar și pictez, am ei, nu, nu. Deci pictez, dar nu, aici să nu exagerăm. Și mi-am folosit toate aceste instrumente pentru a învăța pe copii lucruri frumoase, lecții de viață. Noi, în afara faptului că învățăm să adunăm, să scădem, sau ce este substantivul, sau alte lucruri foarte folositoare și acestea, învățăm lecții de viață, învățăm să ne comportăm frumos unii cu alții, învățăm să ne respectăm și acest lucru, când cânți, când îl spui cântat în clasă și ei știu treaba asta, sună altfel. Parcă sună altfel. Vreau să spun că am fost primită foarte frumos de către acești copii. Doamna nu era cu mine când am intrat în clasă, copiii s-au ridicat în picioare și au rămas în picioare până le-am spus eu să ia loc. Ceea ce înseamnă că tu le-ai învățat să se comporte în felul ăsta, plus că uitați-vă ce cuminți sunt. Da, foarte noi, știm, noi construim amintiri. Eu le-am spus și când mergem la olimpiade, și când mergem într-o excursie, și când facem orice altă activitate, construim amintiri. Exact cu asta o să rămânem, sigur, la sfârșitul și vieții noastre. Și eu, știi, spuneam când eram eu tânără și mă chinuia talentul așa literar,
am scris undeva că ferească-i Dumnezeu pe, Dumnezeu pe cei care nu au amintiri, când am spus că toată lumea are amintiri, da, dar când vorbesc despre amintirile alea adevărate cu care plecăm dincolo, asta este, asta o să plecăm într-o zi și dincolo. Contează ce amintire ai, dacă da, știi să ține... Să trăiești ziua la maximum, să o dilați și să trăiești fiecare minut cu intensitate, să pui pasiune în fiecare lucru pe care îl faci și cu colegii și cu copiii și în viața de familie, peste tot. Adică și să nu te culci seara până când nu știi că ai făcut, că ai făcut un bine cuiva. Exact. Asta e un lucru nemaipomenit. Sau ai făcut tot ce trebuie făcut în ziua respectivă. Sau ai făcut ceea ce... Lena sau mai știu eu ce alte lucruri te pot aia, lasă că fac mâine. Nu știu, mâine nu știu dacă o să mai fie. Știți cum? Suntem siguri doar pe ziua de astăzi. Ei nu, hai să fim pe alte zile, să nu fim, să nu fim pesimiști. Da, asta este. Cât vrea Dumnezeu până la urmă. Dumnezeu, asta este. Faci ore de religie cu copiii? Nu, face domnul profesor. Domnul profesor Radu, da. Domnul profesor Radu face, e preot probabil, nu? Nu, e profesor de religie. Da. Păi îmi dai voie să vorbesc cu copiii? Da, vă rog. Copii, vreți să stăm puțin de vorbă? Da. Cum te numești tu, te rog? Te numesc Gabriel. Gabriel. Și îți place la școală? Da. De ce îți place ție la școală, Gabriel? Că învățăm lucruri bune. Învățați lucruri bune? Și noi. Și voi? Ce, și, adică lucruri bune și noi. Da. Ce îți place mai mult? Ce obiect îți place mai mult? Desenul. Desenul. Ești talentat la desen? Da. Vrei să te faci arhitect? Da. Da? Bravo, felicitări. Tu cum te numești? Neacu Mihaela. Mihaela, ție ce îți place mai mult la școală? Limba română. Limba română? Știi să scrii poezii? Da. Da? Știi vreo poezie? Ai compus o poezie? Da, dar nu prea are rimă. Nu prea are o poezie de asta modernă, da? N-o spui repede? Hai, spun. Toamna rimează cu doamna. Ura a venit toamna. Toți copiii merg la școală în anotimpul toamna. Toamna rimează cu doamna. Ura a început școala. Ura? Ura, nu ura, ura, a început școala. O iubești pe doamna, învățătoare? Foarte mult. Foarte mult? De ce o iubești tu foarte mult? Pentru că ne învață numai lucruri bune. Învață numai lucruri bune, bravo. Ce vrei să te faci când ai să fii mare? Vreau să mă fac învățătoare și polițistă. Învățătoare și polițistă, bravo, deci învățătoare polițistă. Tu cum te numești? Răduc Andreea Mădălina. Mădălina, ție îți place mai mult la școală? Muzica. Muzica, știi să cânti? Da. Ia cântăm, repede, repede ceva. Hai, ai compus ceva, ai compus un cântec? Da. Ia cântă-mi-l repede. Doamna mea învățătoare este mândră ca o floare. Ea ne învață lucruri bune pe care le ține minte. Ea ne învață lucruri bune pe care le ține minte. Bravo, bravo, bravo. O iubești pe doamna învățătoare, văd. Da, foarte mult. Foarte mult. Tu cum te numești? Trifan Dragoș. Dragoș. Ție îți place la școală, Dragoș? Da. Ești cam trist acum, de ce? Ești obosit? Nu. Nu? Ce îți place cel mai mult la școală? Pictura. Pictura. Vrei să te faci pictor? Da. Da? Și ai pictat mult? Asta e făcută de tine? Da. Dar chiar că ești foarte talentat. Uitați-vă, stimați telespectatori, ce copil talentat. O iubești pe doamna învățătoare? Da. Dar zi-mi numai mie repede. Da sau ba? Da. De ce o iubești? Că ne învață foarte multe lucruri bune. Bravo! Ce? Deci pictul ai să te faci tu? Tănase Mircea Nicușor. Dar nu stau cu coatele pe masă, Nicușor. Deci Tănase? Tănase Mircea. Mircea. Ia spune, Mircea, ție ce-ți place mai mult la școală? Matematica. Matematica? Tu te faci matematician, da? Da sau ba? Ba. Ba? Și ce vrei să te faci? Te-ai reporter. Gândit? Reporter. Bravo, să vii la vară să mai stăm de vorbă, da? Dar de ce vrei să te faci tu reporter? Place. Îți place? Da. Bravo. Ce reporter îți place ție cel mai mult? De ce vezi tu pe la televizor? Zici tu că îți plac eu, hai, pa! Să te faci reporter. Numai că eu nu sunt reporter. Ia uite ce băiat drăguț, cum te numești? Bogdan Dănuț, mereu. Dănuț, tu ce vrei să te faci? Matematician? Da. Îți place ție matematica? Da. Cu cine înveți tu matematica aici? Doamna. Cu doamna? Știe matematică doamna? Da. Da? Bravo! Felicitări! Matematician să te faci. Mă, numai copii frumos sunt în clasa asta. Cum te numești? Ștefan e Daria. Daria. Ce nume ai, Daria? Și ce ochi frumoși ai, Daria. Ia spune-mi, tu ce vrei să te faci? Îmi doresc să ajung judecătoare. Judecătoare? Dar de ce vrei tu să faci judecătoare? Pentru că îmi place. Dar de ce îți place?
Că-ți place, da? Ce obiect îți place cel mai mult de la școală? Română. Română? Da. Și tu scrii versuri, scrii... Da. Da? Știi vreo poezie de-a ta? Da. Acum ia spune-mi repede. Iată-l pe Apolodor, fost pe vremuri călător, să reținem cel puțin faptul că e pinguin. Lângă el e Amadeu, cel mai cum se cante leu, cântăresc la clarinet și din când în când, când poet. Blondul din fotografie este cangurul Ilie. Fiind cangur, așadar, are șorți cu buzunar. Ce ne cântă Amadeu? Uvertura la Orfeu. Dar că nu-ți pui pălărie, chiar și fără melodie, capul sigur că te doare, folosind acest simptom, deseori văzut la om. Iată că Apolodor, împreună cu Ilie, care umbra unui pom lângă muzicantul lor. Dar tu ai scris poezia asta? Nu am învățat-o. A, ai învățat-o, n-ai scris, vreau să te întreb ce e aia uvertura. Deci ai învățat-o, n-ai scris-o tu. Tu cum te numești? Trofi, la vine Elena. La vine, tu ce vrei? Ce ai de gând să te faci când ai să fii mare? Eu când o să fiu mare vreau să fiu pictorită. Dar știi să pictezi? Da. Ești talentată? Da. Te duci la liceu de artă? Da. Da? Bravo, felicitări. Tu, domnișoară? Eu nașc Alina. Alina, tu la ce te gândești? Sau ce te gândești să devii când ai să fii mare? Învățătoare. Învățătoare. Ce-ți place mai mult la școală? Română. Română, bravo! Doamna profesoară v-a făcut să vă placă la toți română. Îmi place foarte mult lucrul acesta. Tu cum te numești? Angheluță Bianca. Bianca, tu ce vrei să faci? Eu vreau să mă fac învățătoare. Tot învățătoare, da. Bravo! Ce obiect îți place mai mult? Îmi place mai mult științele. Îți plac științele? Da. Ce științe? Matematică? Nu, facem educație, științe. Științele naturii. Științele naturii, foarte frumos, bravo. Tu? Puteți Raluca. Și Raluca cântă frumos, te-am auzit cântând, da? Raluca, tu ce vrei să te faci? Eu vreau să mă fac învățătoare. Învățătoare, câți învățători vrei să vă faceți de aici? Oho, toată clasa o să fie. De ce? Pentru că îți place cum vă învață doamna, da? Da. Bravo, felicitări. Tu? Ducă Marian Ionuț. Marian Ionuț, ochișori frumoase. Tu ce vrei să te faci, Marian? Cântăreț. Cântăreț, dar tu știi să cânti? Da. Ce știi să cânti? Îmi cânti și mie ceva? Nu-i sufla? Ce cântecel știi tu? Nu știi niciun cântecel? Hai, gândește-te și îmi spui dacă te hotărăsc să-mi cânti, da? Bine. Ia uite, numai copii care zâmbesc frumos, tu cum te numești? Angheluță Nicola. Nicola. Nicola, tu ce vrei să te faci? Cântăreață. Și tu știi să cânti? Da. Ce știi să cânti? Vrei să ne cânti ceva? Da. Ia cântă, Nicola. Sunt Costică, pianistul, mi se spune și artistul, la spectacole și în clasă, când cu o voce frumoasă, iar eu sunt micuța treia, ca și voi în clasa treia. Bun. Bravo! Ce vrei? Deci vrei să te faci cântăreață. Succes! Felicitări! Tu? Mă numesc Pavel Denisa. Denisa. Și tu ce vrei să te faci? Cântăreață. Tot și tu știi să cânti? Ia cântăm ceva repede. Uite-te acolo la domnul care de primează. Nu-ți vine minte nimic acum? Bun. Altă dată. Tu? Mă numesc Dragomir Marlena. Marlena, tu ce vrei? Vreau să mă fac învățătoare și cântăreață. Și învățătoare și cântăreață, da? Dar ce știi să cânti? Da. Nu te-ai gândit, poftim? Nu m-am gândit. Nu te-ai gândit. Bun, altă dată te gândești și îmi cânti. Tu? Crăciun Andreea. Ce vrei să faci? Învățătoare. Învățătoare și, și cântăreață? Nu. Și polițistă? Nu. Și doctoriță? Nu. Nu, învățătoare. Bravo. Tu? Mă numesc Mândroie Diana Alexandra. Diana. Ce vrei să te faci? Învățătoare. Și tu tot învățătoare? Da. Felicitări! Bravo! Tu? Eu mă numesc Angheluță Simona Marina. Și Simona, tu ce vrei să faci? Eu vreau să mă fac gimnastă ca Nadia Comăneci. Gimnastă ca Nadia Comăneci, excelent! Dar știi să faci exerciții de gimnastică? Da, știu să fac mai multe. Am învățat de la o gimnastă, m-am întâlnit cu ea. Te-ai întâlnit cu ea și te-am învățat. Bravo! Să ajungi ca Nadia Comăneci. Și mai avem aici doi băieți frumoși. Eu mă numesc Mândroie Robert. Robert, și tu ce vrei să te faci, dragă? Șofer. Bravo, Robert, șofer să te faci. De ce vrei să te faci șofer? Îți plac mașinile? Îmi place să conduc. Dar știi să conduci? Da. Cum știi să conduci? De unde știi tu să conduci? M-am învățat verșorul meu. Dar n-ai condus niciodată singur. Ba da. Bine, vorbim data viitoare. Tu? Bucă Constantin Viorel. Și Viorel, tu ce vrei să te faci?
Profesor de matematică. Bravo, îți place ție matematica? Da. Cât ai la matematică? 10. 10 ai, bravo! Deci vedeți, stimați telespectatori, ce copii minunați sunt aici la școala de la Bătinești. Doamna învățătoare, doamna profesoară, excelent! Cred că sunteți foarte mândră de ei, nu? Da, da, da. Este o generație de copii foarte, foarte buni, atât talentați, cât și muncitori și buni la învățătură. Avem și rezultate la olimpiadele școlare, la evaluarea în educație. Am participat și în a doua etapă și acum în a treia. Felicitări, doamne! Și avem și medalie de bronz pe Mihaela. Mihaela, da, 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 da. La limba română. La limba română, felicitări! Deci copii care promit mult pentru viitor în țara românească. Acum, la încheiere, nu vreți să ne cântați, să ne cânte copiii și nouă ceva? Da, cu cea mare plăcere. Ce ne cântă? Păi o să vă cântăm chiar refrenul melodiei pe care, de pe da, clip. Da, de pe clip, da, 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 da. Listen to the confession of a teacher who tells you that the miracles exist and the angels are the keys. Oh, listen to the confession of a teacher who tells you that the miracles exist. Symphony. Their eyes shining, discovering the world. Remind me to feel again the beauty of the world. The miracles exist.
Across the seas.